Locuitorii din cartierul Dudașul Schelei vor rămâne fără apă mâine timp de câteva ore bune. Reprezentanții Societății de Apă și Canal au anunțat că din cauza unor lucrări la rețeaua electrică, locuitorii acestui cartier vor rămâne fără apă mâine la orele prânzului. Cei care locuiesc în cartierul Dudașul Schelei vor rămâne vineri fără apă la robinete. Oamenii sunt supărați pentru că nu au fost înștiințați oficial. Pur și simplu și-ar fi dorit ca reprezentanții SECOM să-i fi anunțat din timp. Nu v-a informat nimeni nimic? Mă, dacă mă uit pe telefon. S-a mai întâmplat până acum la dumneavoastră să fie astfel de întreruperi? Nu. Se fac lucrări la rețeaua electrică. Nu ne-a științat nimeni, măcar putea să ne științeze, eu știu, o zi, două înainte, ne aprovizionam și... Deci mâine se întrerupe. Da, da. Știați că mâine nu o să aveți apă? Nu știu. V-a spus cineva că nu, se lucrează? Nu, n-a spus nimeni, că nu. Reprezentanții firmei SECOM spun că furnizarea apei va fi întreruptă în intervalul în care se vor efectua lucrările cu pricina. În data de 30 ianuarie 2022 va fi oprită alimentarea cu apă în cartierul Dudașul Schelei, în intervalul orar 13-17, datorită unor lucrări la rețelele electrice. Pe această cale dorim să informăm locuitorii din această zonă și să le mulțumim pentru înțelegere. Locuitorii cartierului Dudașul Schelei sunt sfătuiți să-și facă rezerve de apă pentru perioada în care va fi sistată furnizarea.